În primul rând, am văzut aici foarte multe frumusețe. Din toate punctele de vedere. Frumusețea acestei biserici, care este reprezentată prin icoane și prin mobilier și prin altar și prin trupul întreg al bisericii, dar mai ales prin prezența dumneavoastră. Podoaba bisericii înseamnă și cea exterioară, precum noi avem cea a trupului, dar și interioară, care însemnați dumneavoastră toți. Precum frumos sunteți pe dinăuntru, pentru că Îl aveți pe Dumnezeu și fiecare dintre dumneavoastră a devenit templul al Duhului Sfânt. Al doilea amănunt, și aceasta se datorează, sigur, în primul rând, Părintele dumneavoastră duhovnicesc, dar și pentru că la Sfântață am văzut foarte multe rânduiali. Rânduiala slujbei, în amănunt, și rânduială în ceea ce vă privește, care v-ați adaptat absolut la toate gesturile liturgice care se fac la o asemenea slujbă. Aceste gesturi liturgice sunt inspirate de Dumnezeu, de la Duhul Sfânt. Le găsim chiar și în Sfintele Scripturi. Și apoi, bineînțeles că nu se poate frumusețe fără rânduială. Frumusețea adevărată este cea care se menține în echilibru. Iar echilibrul nu se poate menține dacă nu există rânduială. De aceea este foarte important într-o comunitate ca aceasta să fie rânduială. Și este. Și mă bucur din tot sufletul. Și al treilea amănunt este că aici, la dumneavoastră, am simțit pulsând viață și viață din belșug. Dacă ar fi să mă refer doar la copii, care au fost în număr atât de mare și care, bineînțeles, că s-au zbentuit, pentru că nu pot să stea două ore sau mai bine în locul. Este normal și firesc, însă Dumnezeu privește cu drag asupra copiilor noștri, mai ales atunci când sunt în biserică. Și atunci Dumnezeu conlucrează cu părinții, care încearcă să educe, care încearcă să le transmită credința moșilor și strămoșilor noștri, să le transmită omenia pe care ne-au lăsat-o părinții noștri ca un bun comun și pe care tare am vrea noi în zilele noastre să iasă în evidență. Pentru că omenia, precum necunoștința, au devenit flori foarte rare. Ori este foarte important să avem un nume bun, ne spuneau părinții noștri. Să avem omenie. Iar aici, în biserică, reluând, am observat, precum vă spuneam, multă viață, pentru că însuși Dumnezeu trăiește aici. Se descoperă Scriptura Vechiului Testament atunci când înțeleptul și împăratul Solomon cere ca Dumnezeu să-i sfințească templul pe care l-a zidit el și poporul lui, a primit această promisiune din partea lui Dumnezeu că ochii lui și inima lui vor fi de-a purul în casa pe care i-a zidit-o. Deci ochii lui Dumnezeu și inima lui Dumnezeu sunt aici. Cu atât mai mult în Biserica Noului Testament, pentru că noi ne împărtășim trup și sânge. Din trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cea de-a doua persoană a Sfintei Trăimii. Deci biserica noastră este cu adevărat viață. Și Dumnezeu ne dorește să avem viață și din belșug să avem. De aceea, Dumnezeu ne-a trimis pe unicul Său Fiu pe pământ. Pentru mântuirea noastră, dar și pentru ca să avem viață și din belșug să avem. Și apoi, dincolo de aceste constatări, un singur gând duhovnicesc. Astăzi l-am sărbătorit pe Sfântul Apostol Tom. Dumneavoastră știți cine este.
este o duminică imediat după Paști, care poartă și numele. Noi îi spunem Toma Necredinciosul, știm că nu era necredincios și că doar s-a îndoit de învierea Domnului nostru Iisus Hristos și a dorit nu numai să-L vadă, chiar să-L pipăie, să pună mâna Lui în coasta Lui și degetul Lui în semnul cuielor. Ceea ce în cele din urmă nu s-a mai întâmplat, a fost suficient să-L vadă și să-L audă și să exclame pentru El, pentru ceilalți apostoli, dar pentru toți creștinii de peste viacuri și pentru noi toți, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și Dumnezeu să ne fericească, Iisus Hristos să ne spună fiecăruia, fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Avem un gândul meu duhovnicesc. Sfântul Apostol Toma, atunci când s-a arătat pentru întâia dată Domnul Iisus Hristos în via din morți, nu era împreună cu ceilalți apostoli. Dacă ar fi să traduc lipsa lui de la prezența apostolică, ar însemna să vă spun că a lipsit de la Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. Pentru că s-a frânt pâinea, s-a săvârșit Sfânta liturghie în forma primară, aducându-și aminte de cuvintele Domnului care le-a spus să facă pomenirea Lui ceea ce a făcut El la cina cea de taină. Luați, mâncați, acesta este Duhul meu, veți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu. Aceasta să faceți într-o pomenirea mea. De Sfântul Apostol, tot mai este din jos, a lipsit o duminică de la liturghie. Și lipsind o duminică de la liturghie, s-a cuibărit în sufletul lui, în inima lui, îndoiala. De aceea Sfinții Părinți au rânduit și au spus și au canonisit cei care lipsesc două sau trei duminici de la biserică consecutiv să se canonisească. Și cele din urmă să fie excluși din biserică. Pentru că se cuibărea inima lor îndoiala și făceau probleme. Cei care lipsesc foarte mult de la biserică, mai ales duminica de la Sfânta Liturghie, apare în inima lor și mintea lor îndoiala, încet, încet se poate instaura necredința și apoi, în cele din urmă, să ajungă luptătorii împotriva lui Dumnezeu. Aș da un singur exemplu. Este mai evident la noi în țară, probabil că și aici, dar dumneavoastră. Știți, cel puțin noi din Ardeal, dar nu numai. Știți că trăim într-o zonă unde sunt mai multe confesiuni creștine. Sunt ortodoxi, cei mai mulți, dar sunt și catolici, sunt și protestanți și foarte, foarte mulți, din ce în ce mai mulți, neoprotestanți. Știți cine sunt aceia? Pentecostali, baptiști. Evomiști n-aș putea să zic că sunt neoprotestanți, pentru că nu-i socotesc creștini. Ce se întâmplă la noi, vă zic eu? Cei care n-au mers o duminică la liturghie, nici a doua și nici a treia, s-au răzlețit de turmă. Și când te răzlețești de turmă, te mănâncă lupi. Și lupii îmbrăcați în piei de oaie, îi mănâncă pe cei care se risipesc din biserica noastră. De aceea, ați văzut pe cei mai mulți care au plecat din sânul bisericii noastre, strămoșești, că nu s-au mai întors niciodată înapoi. Pentru că nu mai au această putere și blagă duhovnicească de a recunoaște că au greșit și să se smerească și să se întoarcă înapoi. Deci, gândul meu duhovnicesc este acesta, dragii mei, să nu lipsiți duminica de la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Și să luați aminte la cel pe care l-a plăsnit noi astăzi, la Sfântul Apostol Toma. A lipsit o duminică de la Sfânta Liturghie din Colegiul Apostolic și s-a cuibărit în inima lui îndoială. În biserică ne menținem mereu treji și vii, pentru că biserica ne gândește duhovnicește, așa cum se gândește un trup față de care noi avem atâta grijă, nu? Dumneavoastră a venit aici foarte mult.
ca să munciți pentru dumneavoastră și pentru cei dragi, ca să le faceți copilul viitor și ca să le oferiți o viață mai bună din punct de vedere, să zicem, material. Dar și sufletul are nevoie cu atât mai mult de viață. Iar viața aceasta se întreține prin biserică. Biserica care este izvorul Duhului Sfânt și care, odată instaurată noi, așa cum aflăm din Duminica 5-a după Sfintele Paști, din Evanghelia cu femeia samarineancă, se face izvor de apă vie în ființa noastră și astfel nu mai însetăm niciodată. Acestea fiind zise, îi mulțumesc tare mult Părintele Aurel că a acceptat ca astăzi să fim împreună, să slujim la oaltă, să ne rugăm la oaltă, să ne bucurăm unii de alții și în același timp să vă pot oferi un lucru la care eu am meditat îndelung, dar la care am fost ajutat de foarte mulți oameni. Nu știu de câte ori am fost în Spania, oricum am fost de foarte multe ori. Am fost în mai multe țări din Europa. Am fost și peste ocean de câteva ori. Constatarea mea este că românii la a doua, a treia generație își pierd identitate. În primul rând își pierd limba. Uitați-vă la copiii noștri, că poate ne înțeleg tot ceea ce spun noi, dar ei nu reușesc să spună pe românește tot ceea ce și-ar dori să spună. Dar un exemplu l-am dat și în alte părți, pentru că ați văzut, probabil, a fost un periplu în aceste două săptămâni, pe la mai multe parohii, ca să ajungă volumul pe care l-am tipărit la cât mai mulți credincioși. Și l-am dat și acolo. Exemplu. Am slujit în 2000 în Canada, la Windsor. Acolo erau români veniți înainte sau după primul război mondial. Vă închipuiți, a câta generație era acum. Am participat la Sfânta Liturghie și la liturghie am răspuns un cor foarte minunat. În românește, bineînțeles. Însă, când s-a încheiat Sfânta Liturghie, am mers într-o sală lângă biserică și am socializat, cum se spune acum. Și am observat că nimeni nu știa o boabă. Liturghia o știau pe de rost. În românește, și o și cântau. Extraordinar de frumos. Dar când a trebuit să relaționăm, nimeni nu mai știa românește. Și acest gând al meu a devenit o faptă la care, așa cum spuneam, am lucrat foarte mult. Este o carte pe care am scris-o din greună cu ucenicii mei, este întrebare și răspuns, este foarte ușor de citit și ajunge la sufletul fiecare dintre dumneavoastră. Este acum în ediție bilingvă, pe o parte veți vedea în oglindă românește și pe o parte spaniolă, aproape ad literam, și veți putea beneficia de ea. N-am scris-o doar eu, spuneam că și ucenicii care au transcris, care au tradus, și apoi cei care s-au implicat efectiv în tipărirea acestui volum și alungerea lui în Spania, și apoi încă au unor ucenici care vă dăruiesc această carte din tot sufletul, adică au plătit efectiv aceste cărți și îi le dăruiesc dumneavoastră în această seară. Cel care le-a plătit împreună cu familia lui este aici, pentru că trăiește în Spania și are grijă ca și copilului, număr la 4, să știe românește și să cunoască credința noastră strămoșească. Așadar, după ce vom încheia, despre ce fiecare, și am să vă doresc la fiecare familie câte o carte și la ceilalți membri ai familiei câte o iconiță de la mănăstirea Nicula de Iulie din Iau. Încă o dată mulțumesc Părintelui Aurel, Părintelui Florin, celorlalți părinți care au slujit împreună și dumneavoastră tuturor. Dacă am uitat ceva, Dumnezeu să vă pună în suflet și să vă dorească bucurie pe cum am avut eu în această seară. Amin.